Mie îmi place activitățile fizice, cum a spus încă, din copilărie, pentru că tăticul meu așa mi-a insuflat. Plus la asta, văzând la televizor atleți, deci eu visam ca să fiu pe podium, să demonstrez ceva, să fac ceva, oriceva de gen powerlifting, oriceva de gen chiar lupte. Mă numesc Leo Ciobo, sunt născută în orășelul Sângera, deci în orășelul Sângera am și finisat liceul Alexandru cel Bun, după care am mers la Universitatea de Sport, USES, cred că cunoașteți. Eu încă din copilărie visam să am așa profesie în domeniul sportului. Eram pasionată de corpurile atletice. Plus la asta eu visam foarte mult să am și eu masă musculară, să fiu puternic, așa cum e tăticul meu. Mi-a părut o idee peste ceva timp ca să merg chiar în domeniul acesta, adică să fiu ori antrenor personal în sală de forță sau, nu știu ce, doream și în forțele armate să merg, pentru că îmi place femeile puternice. Permanent am avut o constituție fizică atletică, datorită faptului, cred că, de mică că am practicat sportul, desigur. Dar acum, în ultimul timp, de când am început să învăț această cultură, anume culturismul, da, bodybuilding-ul, am început să lucrez aspectul ăsta mult mai profund și normal că am pus accent să modelez corpul așa cum eu îmi doresc deja. Cu alte cunoștințe, mult mai rațional. Deci mie asta îmi place foarte mult, pentru că această profesie combină mai multe profesii. Ca să fii un antrenor bun, trebuie să cunoști extraordinar de multe lucruri. Alimentația mea, normal că diferă de alimentația la fiecare, să spunem, pentru că eu mă pregătesc acum de campionat și normal că mă alimentez mult mai categoric, mai specific, să spun, pentru că pentru mine contează foarte mult să primesc o cantitate de proteină în organismul meu pentru menținerea masei musculare, pentru relief și așa mai departe. Dacă vorbesc acum de atlet în categoria mea, deci categoria mea este fitness bikini, ce este important pentru această categorie? În primul rând, proporționalitatea corpului. Frumusețea se apreciază respectiv de mult, ca cum și forma fizică. Se ajunge la așa rezultat, cum a spus, ani de lucru în sală, raționa și alimentație, respectiv grijulie, corectă. Deci eu acum lupt pentru așa titlu de pro-atlet. Deci da, deci eu acum lupt, deci particip la campionate ca atlet amator, să spunem că da. Scopul meu este să obțin titlul de pro, adică atlet profesionist. Pentru asta eu am nevoie să câștig campionatul la nivel de amator. Deci campionatul, spunem că absolut. Deci Olimpia, da, da, da. Deci este cel mai renumit campionat pentru bodybuilding, să spunem. Deci asta este scopul meu. 5-10 ani. În primul rând, peste 5 ani zile deja aș dori ca să particip la campionatele în calitate de pro-atlet. Să ajung totuși la Olimpia. Mă văd acolo pe scenă, în America, da. Și peste 10 ani de zile, o familie fericită, 2 copii, așa văd eu, da? 2 copii, familie fericită, un loc de trai mai aproape de natură. Nu mă văd în Moldova, cu păreri de rău, dar poate asta nu-i poate cel mai important până la urmă.